de dimineață am îndrăznit să pun o întrebare și aș dori să o mai pun o dată. Nu de alta, dar nu știu cum stăm cu răspunsul. Când ai ucis pentru ultima dată? Nu știu în ce măsură am reușit să dăm răspuns la întrebarea asta, dar o mai pun încă o dată și în după amiaza asta, și aș dori să rămânem puțin în zona asta. Zona asta ne va ajuta să înțelegem ce se întâmplă cu noi și ce se întâmplă cu ceilalți. Sub presiunea un același lucru. Și anume, în timp ce Dumnezeu încearcă să curețe pe frații mei, în timp ce Dumnezeu încearcă să-i îmbrace cu o nouă haină și o nouă identitate. În timpul acesta, eu mă tot gândesc la cine au fost. Și îmi tot aduc aminte câte greșeli au făcut. Și îmi tot aduc aminte de toată lista. <coughs> Și marea problemă este că nu mă potrivesc deloc cu îndreptățirea lui Isus Hristos. Isus Hristos îndreaptă oameni și ia păcătosul din zona cea mai tragică în care este și fără niciun merit al păcătosului, îl ia, îl curăță în sângele său, și îi pune picioarele pe stâncă și îi pune în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeu. Și după ce l-a pus acolo, îi spune: De acum încolo mergi. Și ai grijă nu ți murdări haina. Ai grijă nu ți murdări haina. Până acum, până ți-a dat Iisus Hristos o haină nouă, nici măcar n-ai avut ce, ce păstra. Că oricum, Sfânta Scriptură spune că hainele noastre cele mai bune sunt ca o... Da? Nu sunt haine, sunt cârpe. Sunt murdare. Bun. Deci până acum n-a fost, fraților, nicio luptă. N-ai ce să cureți la haine, n-ai ce, iertați-mă, la cârpe, n-ai ce să le apretezi, n-ai ce să le carci în cârpe. E șorți de frunze. Sunt pretenții făcute la repezeală, scuze și așa mai departe, puse, aplicate peste viața mea, doar, doar o părea mai bine. Abia în momentul în care Domnul Iisus Hristos îți dă o haină autentică și e haina Lui, abia de, de aici încolo ai ce, ai ce păstra. Dar de aici încolo începe lupta. Domnul Iisus Hristos spune, fii atent, eu te-am iertat, du-te și să nu, să nu mai păcătuiești. Până acum, dar de acum încolo, vezi, ai haina mea. Ai ce păstra. Ai pentru ce lupta. Ai. Și lucrul ăsta trebuie să ne spunem de N ori, fiecăruia dintre noi, vezi că ai pentru ce lupta. Și mm. apoi mergi, începi să mergi prin lume. Începi să te miști dintr-o parte într-altă. Și pentru că e numai noroi de jur împrejur, pentru că asfalt nu e, pentru că uh, prin bălciul prin care trecem e tina aia cleioasă, sar strop de noroi pe tine continuu. așa -i? Și Domnul Iisus Hristos spune, păstrează-o curată. Și tu vezi cu groază cum noroiul Vine și o pat aici, o pat aici, o pat aici. Și Domnul Iisus Hristos spune, păstrează-o curată. Și tu? Intri într-o zonă de tragedie. Cum vezi cu ochii tăi cum se pătează hainele lui. Dați-mi soluția. Dați-mi, vă rog, soluția. Poftiți? Dați-mi soluția. Ce fac? Păi, ce să vă spun? Pe urmele lui cal, da. Sare noroi. Dați-mi soluția. Dați-mi soluția. Nu merg mai departe până nu mă ajutați. Ce fac? Curăți, curăț, cu ce o curăță? Asta e toată treaba. Mi-a dat sângele lui. Ca unde văd că-i noroi, să șterg cu sânge. Vreau să vă întreb, cine șterge? Eu sau sângele? Nu vi se pare că e complicată treaba? Că dacă e numai sângele, și dacă nu, sunt, nu este cel ce-l aplică, Și dacă doar eu mă șterg și n-am sânge? Deci nu merge cine, una sau alta, nu, mergem împreună. Mergem împreună. Și fraților, ăsta este, ăsta este tabloul pe care mi-l oferă mie Sfânta Scriptură când merg pe lumea asta. Merg pe urmele lui și el mi-a dat sânge ca trecând prin lumea aceasta să șterg petele și să merg prin lumea asta Cum? curat. Curat. Și mă veți întreba dumneavoastră, curat, curat, dar ce, nu te pătezi niciodată? Dar asta e problema. Problema este... Curăț? Curăță el? Sigur, mi-a dat sângele. Eu ce fac? Nu cumva trebuie să mă duc la Domnul Isus Hristos să-i spun Tată, te rog frumos, astăzi mai e o pată, uite aici, și uite așa, în felul ăsta, arăt unde trebuie să fie sângele pus. Și prin rugăciune, prin pocăință, e ca și cum aș pune cu mâna mea sângele lui. Probabil că n-ar trebui să intrăm prea mult în amănunte. Poate că ar trebui să fim mai puțin mai, mai nespecifici și să zicem, Doamne, cu ajutorul Tău, Mergem înainte. Poate că ar trebui să fim așa. Cu toate acestea, sunt anumite probleme care se ridică și avem nevoie să înțelegem. Avem nevoie să înțelegem că fiecare dintre noi purtăm o haină și este haina lui. Și că din momentul în care am primit haina, din momentul acela începe lupta și din momentul în care începe lupta, am nevoie de sângele lui Isus Hristos. Și din momentul în care Isus Hristos îmi dă sânge. Eu trebuie să colaborez cu sângele lui pentru ca să mențin într-o lume murdară haine curate. Asta este tema sau recapitularea mesajului din această seară. Și acum dați-mi voie să intru în câteva probleme. Matei 18. Știți, Matei 18 este, repet, ceea ce am spus de dimineață, este manualul de lucru în biserica creștină. Manualul de lucru, adică dacă știi care cineva împotriva ta, du-te la el și ce să faci? Bârfește-l! Clevetește-l! Nu! Du-te la el și mustră-l între tine și el. Ai puterea asta? Ai puterea asta? Tăților, de fiecare dată când merge să faceți lucrul ăsta, să nu uitați că sunteți colaboratori cu Duhul Sfânt. Din cauza asta rugați-vă înainte, plecați genunchiul înainte. Și să fiți siguri că Duhul Sfânt merge înaintea dumneavoastră și atunci când veți veni împreună cu Duhul Sfânt, se va produce cea mai mare cel mai mare atac asupra conștiinței unui om. Și anume, va lucra Duhul Sfânt dinăuntru și veți lucra dumneavoastră din afară. Și se va lucra din două părți. Și sub mărturia aceasta, ceartă fratele ca să-l îndrepți, nu ca să-l faci praf. Sub mărturia aceasta, veți vedea cum... se rodește pocăința în fratele meu și în fratele tău. Și cel mai frumos lucru nu este, frații mei, să descoper că am dreptate și să-l fac pe fratele meu păcătos, ci să descoper că Iisus Hristos are puterea de a lucra în omul acesta pocăința extraordinar de frumos. Și sub ochii mei se naște un om nou. Și nu mustrarea este ceea ce este puternică. Și înnoirea este ceea ce este puternică. După ce capitolul 18 din Matei pune problema în felul acesta, imediat după iertarea greșelilor de la 15 la 20, apare o pildă celebră pilda robului nemilostiv. Pilda spune așa. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat, versetul 23, care a vrut să se socotească cu robii săi. Au început să facă socoteala, i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni sau de talanți și fiindcă n-avea cu ce plăti, Stăpânul a poruncit să se aplice legea. Adică să-l vândă pe el, nevasta lui, copiii lui, tot ce avea și să recupereze ce se mai poate recupera. Deși toate astea puse la oaltă nu recupera paguba. Asta este una dintre problemele noastre. Noi suntem capabili să facem pagube mult mai mari decât valorăm noi înșine. Adică asta este teribilă realitatea păcatului noi suntem capabili să realizăm pagube imense, imposibil de evaluat în acest univers al lui Dumnezeu. Iar noi suntem... Nu, o nimica toată. Din punct de vedere a puterii și a forței noastre, în ceea ce privește binele, suntem zero. În ceea ce privește răul, suntem... Oh capacității. Sigur, se poate și invers. Când te predai lui Isus Hristos, poți să devii o capacitate în ceea ce privește binele și o, un, un, element nul în ceea ce privește zero, în ceea ce privește răul. Asta poate să facă Domnul Isus Hristos, dar până nu intervine Domnul Isus Hristos să fie limpede, asta este starea noastră. A tot puternici în rău și neputincioși în bine. Asta vrea să spună pilda aici, 10.000 de galbeni. Iar când e vorba să îl vândă pe el, ia mai nimic pe robul ăsta. Robul s-a aruncat la pământ, s-a închinat și a zis Doamne, mai îngăduim, mai îngăduim și îți voi plăti. E cea mai tragică, cea mai tragică evaluare de situație. Cuvintele astea arată limpede că robul nu poate să evalueze situația în care se află. Nu, nu, nu-și dă seama în ce situație se află. El spune, S -s voi plăti. Păi, nu poți, pricepi? Nu, nu pricep. Îi voi plăti eu Domnului. Asta este marea problema noastră, că nu putem pricepe că noi nu putem plăti. Nu putem înțelege. Tot ne imaginăm că odată și odată tot vom plăti noi ceva. Stăpânul robului aceluia a văzut lucrurile altfel. Și din cauza că a văzut lucrurile altfel, i s-a făcut milă de robul ăsta, care nu pricepea nimic în ce situație se află. Pentru că stăpânul a înțeles în ce situație se află. Din cauza asta, i-a dat drumul și i-a iertat și toată datoria. Dar e cumplit, frații mei, ca Dumnezeu să înțeleagă situația și să ne ierte, iar noi să nu înțelegem și să plecăm în minte cu altceva. E cumplit. În momentul în care nu înțelegem cât ne iartă Dumnezeu, primul, primul subiect căruia îi facem un rău imens suntem noi pentru că nu ne vom putea bucura de iertarea lui Dumnezeu. Chiar nu voi putea înțelege frumusețea iertării. Îmi va fi capul și mintea tot la... Unde? Voi plăti eu înapoi, că e onoarea mea. M-a iertat, el m-a iertat, dar e onoarea mea unde este? Trebuie să dau și eu înapoi. Și așa se întâmplă cu omul ăsta, pe baza onorii sale, aici, afară, și a început să se uite la alții. Și a început și a găsit la un prieten al lui o datorie de 100 de lei. În sfârșit a găsit o datorie. A descoperit că și alții sunt îndatorați față de el. Frății mei, nu știu dacă vi se pare că seamănă cu clevetirea sau nu. Nu știu dacă vi se pare că seamănă, dar dați-mi voie să încercăm să facem un paralelism aici. Dumnezeu încearcă să ne îmbrace cu haina lui. Dumnezeu încearcă să ne elibereze, Dumnezeu încearcă să ne ierte, să ne spună: duceți-vă, v-am iertat. Măcar de-am fi fericiți! Măcar de-am fi bucuroși! Măcar de-am sări într-un picior să zicem Doamne! Ce bine! Ca leprosul să mă întorc înapoi să zic Doamne, îți mulțumesc că mi-ai tămăduit boala! Măcar de-aș zice așa! Și dintr-o dată te surprinzi, că, te surprinzi că începi să cauți greșeli și datorii la frații tăi. Și te întreb, dar da, de ce? De ce caut greșeli la frații mei? De ce mă bucur când el a păcătuit și a greșit? Și de ce mă bucur că a păcătuit și a greșit? Și de ce mă duc și spun în stânga și în dreapta, vezi ce a făcut? Hai să spun ce a făcut! Hai să... De ce? De unde e nevoia asta? De unde... De unde ai avut nevoie tu, robule, să te duci să iei 100 de, de lei? Cine îți cerea 100 de lei? Poftim? Nimeni. Nimeni nu își cerea 100 de lei. De ce ai cerut 100 de lei? De ce? l a zis, voi plăti. Nu, acum intră la închisoare, l-a luat de gât, l-a făcut dreptatea cu el, l-a făcut praf. De ce ai simțit nevoia de așa ceva? Hm? Uh, învățătura din pildă asta este următoarea. Fii atent când faci asta, primul căruia îi faci rău, cine? Ești tu. Îți faci rău ție. Anulezi toată iertarea care ți s-a dat. Și dacă n-ar anula-o Dumnezeu în fapt, în realitate o anulezi tu în propria ta viață în efecte, vis-a-vis -vis de efecte. Vreau să vă spun limpede, când vorbim de rău pe frații noștri, când clevetim de rău și când bârfim și așa mai departe și când calumniem, noi anulăm în noi toate efectele iertării Lui Isus Hristos. Totul. Poate noi credem că bârfa, clevetirea, Face rău semenului și nouă ne face bine. Dragii mei, hai să înțelegem. Primii care vom muri din cauza clevetirii suntem cei ce clevetim. Și vom muri spiritual întâi. Și moartea spiritualității într-o biserică este prin uciderea membrilor ei datorită faptului că bârfesc. Se ucid pe ei înșiși și ucid și pe ceilalți. E un câmp imens de distrugere. Cine a pus să-l iei de gât pe fratele tău că nu face bine? Cine a pus să-l iei de gât pe fratele tău că păcătuiește, că greșește? Cine te-a pus pe tine să-l iei de gât și de ce de gât? Și durerea este în altă parte și anume, îți place. Îți place să-l iei de gât. Asta e problema. Căci din prisosul inimii bărfește gura. rețineți. Primul subiect căruia bârfa îi face rău este cel ce bârfește. Să nu-ți imaginezi că atunci când vorbești de rău, nu-ți faci rău ție. Îți faci un mare rău. Te strici. Și dincolo de asta, îl blochezi pe Dumnezeu în a te ierta. Și iartă-ne greșelile noastre, precum iertăm și noi. Când clevetești, când bârfești, nu ierți. Nu ierți. Și pentru că bârfești, Dumnezeu nu te poate ierta. Îți faci rău ție. Pe lângă faptul ce am spus de dimineață, și anume că noi preluăm ștafeta marelui acuzator într-un proces care nu există, dar pe care îl facem noi, îl formăm noi, noi suntem aceia care ne implicăm în procesul ăsta și ne băgăm noi între Dumnezeu și om și stabilim noi ce e iertat și ce nu e iertat și ne, 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 ne pronunțăm în situații în care nu ne putem pronunța. În ciuda acestui fapt. Și dincolo de asta. Ne stricăm orice relație noastră cu Dumnezeu, cel care ne-a iertat pe fiecare dintre noi de câți talanți? 10.000. Este cineva aici care a păcătuit mai puțin de 10.000 de talanți? Dacă este cineva care a păcătuit mai puțin, în valoare de mai puțin de 10.000 de talanți, aveți dreptul să faceți altceva, nu știu. Dacă toți am păcătuit 10.000 de talanți, atunci, frații mei, a venit vremea să nu mai luăm pe nimeni de gât. Nu credeți? A venit vremea să tăcem. A venit vremea să iertăm pe cel ce ne-a greșit cu 100 de lei, așa cum ne-a Iertat Iisus pe noi de 10.000 de talanți? N-a venit vremea? Punctul 2. Legătura cu semenii. Proverbe 30 cu 10. Îmi plac proverbele din ce în ce mai mult. Sunt niște axiome pe care eu nu le-aș putea rosti așa de bine. Totul e axiomatic. Zice, nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui. Deci, nu vorbi de rău pe cine? Pe rob? La stăpânul lui. Nu-l pârâi. Uite, l-am văzut, stătea, trăgea chiulul. Nu-l pârâ la stăpânul. Știi ce am văzut? N-a spălat bine vasele, n-a spălat bine pe jos. N-a dat bine cu... L-am văzut, eu, e un... E un parșiv. Nu-l pârâ la stăpânul lui. Din ce cauză? Fraților, observați aici, nu zice că robul ar fi un rob perfect. Dar zice, nu cleveti pe robul ăla la stăpânul lui. Nu te băga în treaba asta, lasă-l în pace. Din ce cauză? Zice aici ceva ce nu înțeleg. Ca să nu te blesteme. Cine? Robul. Păi, de ce? Are importanță că m-a blestemat Robu? Are? Că uneori zicem că nu, nu are importanță. Treaba lui, el blestemă mă că știe că a fost vinovat și așa mai departe și. Nu contează că m-a blestemat. Contează? Păi, și dacă am avut dreptate? Cu alte cuvinte, e cam așa. Nu îl pune pe un om în situația să te înjure. Nu îl pune pe un om în situația să te bleasteme. Nu îl pune pe un om în situația să fie mânios pentru, pe tine și să zică, și mai e și pocăit. Nu face treaba asta. De unde știu lucrul ăsta? Cum îl înțeleg Matei 5? De la 23. Acolo unde e vorba despre ucidere, știți că vorbeam de dimineață și acum, când ai ucis ultima dată. De la versetul 23 zice așa: Dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, adică robul ce a făcut. Ce a făcut robul? Vă aduceți aminte? Zice că, așa zice aici, nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui ca să nu te bleasteme. Ce a făcut robul? M-a blestemat. Din ce cauză? Că l-am clevetit. Când aflu că m-a blestemat, ce trebuie să se întâmple? Trebuie să se întâmple automat un blocaj. Blochează-te. Oprește-te unde ești. Stop. Păi eram în drum să aduc o jertfă de mulțumire. Lasă-ți darul înaintea altarului. Și ce Du-te la omul care te-a blestemat. Ăla pe care l-ai clevetit. Și? împacă da? Cam greu. Adică cere iertare. Adică e cam greu. Să păi mei, dacă am luat în serios și am face lucrul ăsta după fiecare moment când noi clevetim sau bârfim, unde am, nu am ajunge? Vreau să vă întreb, n-am fi tot pe drumuri? Cred că la biserică n-am mai ajunge deloc. Am fi tot de la unul la altul. Să-mi cer la ala, să-mi cer la altul. N-am mai ajunge la biserică. Că... Despre asta e vorba. Clevetirea mă lovește în primul rând pe mine în relația cu Dumnezeu. Dumnezeu nu mă mai poate ierta. Eu mă devalorizez în sufletul meu, valorile mele se prăbușesc, nu mai sunt. Dar, doi, în materie de relație cu celălalt, vezi când stârnești supărarea în celălalt, mânia, durerea pentru faptul că l-ai vorbit de rău și a aflat. O, Doamne! Oprește să-i mai educi mulțumiri lui Dumnezeu. Și du-te. Du-te la fratele tău. La sora ta. Și te rog în numele lui Isus Hristos, oprește clevetirea. De tot felul. Exemplul al treilea pe care vreau să vi-l dau și cu care voi încheia. Proverbe 6 cu 19. Versetul 6 spune 6 lucruri urăște Domnul și chiar șaptei sunt urâte. Și după ce rostește cinci, al șaselea, ultimul, este cel ce stârnește certuri între frații. Se spune că acolo unde sunt mai mult de trei oameni, obligatoriu, lumea se ceartă. Din ce cauză? Este cineva care strânește certuri între frați. Există o întâmplare, Avram și Lot erau, ce rudeni erau? Erau frații. Așa spune Abraham la un moment dat. Într-adevăr, aveți dreptate. Lot era nepotul lui Abraham, dar din punct de vedere al iubirii lui Abraham, Lot era fratele lui. Spuneți-mi, vă rog, cine i-a făcut să se certe? Robi. Robi. Cei ce aveau mentalitate de rob. Frații nu se ceartă între ei. Ce nu puteau, să, nu puteau să, împartă o fântână? Adică să scoată apă la o fântână. Lasă-mă, fi serios. Cine nu putea să împartă apa dintr-o fântână? Robii. Robii care nu cunosc viziunea asta a răbdării, a eleganței, a frumuseții, robul care zice Eu sunt primul, ba nu eu sunt primul, ba nu eu. Și o țin tot așa. Satana construiește spiritul de rob între noi foarte ușor. Cine e cel mai mare? Cine are dreptate? Cine a zis întâiul? Noi ne-am certat, da, da, cine a zis primul? Și răstare. Poate să sunt gândiri de rob. Gândiri de rob. Și pentru că robii nu s-au mai putut suporta unii pe alții, frații au trebuit să se despartă. Și Avram tare frumos îi spune: Să nu fie ceartă între mine și tine, pentru că suntem frați. Asta e rețeta. Cât dați, cât investiți, cât plătiți ca să rămâneți frați și să nu vă certați. Cât. Asta e tot. Cât de, cât de dragă vă e frățietatea. Pentru ca să rămân frate cu tine, dau cât? E tot. Asta este, asta este formulă de limbaj creștin. Sigur că așa n-am învățat. Dar în realitate cât dau? Cât ne trebuie să spunem la un moment dat? Poți să-mi spui orice despre fratele meu, dar eu nu cred asta despre el. Cum să nu crezi că ce arăt? Nu cred. Păi de ce? Mi-am schimbat ochelarii. Și ce ochelari ți-ai pus? Ți pus? Îndreptățire prin credință. Ochelarii mei au dioptria asta. Îndreptățire prin credință. Și ce vezi? Și ce vezi? Văd ce face Hristos în el. Păi, cum? Da, nu văd ce face păcatul în el. Nu vă ce face satan. Nu, 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 nu. Mi-a schimbat ochelarii. De când? De când? Văd că Hristos lucrează în el. Văd că se schimbă. Văd ce poate deveni. Văd că mă voi întâlni cu el în cer. Și va fi o cunună în coroana împărătească a lui Iisus Hristos. Îl văd acolo. Wow! Cum chiar așa? Da. Chiar așa. Proverbe 26 cu 20. Când nu mai este niciun clevetitor, știți ce se întâmplă? Poftiți? Nu zice așa. Când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potolește. Nu mai ai ceartă. Nu te mai poți certa. Nu mai sunt motive de ceartă. Scoateți, frații mei, clevetitorul afară și veți avea o biserică plină de har, de binecuvântare și de laudă. Scoateți-l afară. Nu știu de unde. Uneori trebuie să-l scoatem din noi. Scoateți-l afară. Alteori poate trebuie scos din biserică. Ușor sau greu. Dar vă rog frumos, blocați leveditorul Blocați-l. Întrebați-l dacă am plinit Matei 18, manualul de lucru creștin. Nu-l ascultați. Anunțați-l că vi-ați schimbat ochelarii. Că de acum încolo veți vedea în fiecare frate mântuirea lui Iisus Hristos. Poate că nu este de mult timp de când am clevetit ultima dată. Poate că nu e de mult timp, dar vă rog frumos, marcați ziua aceea cu cuvântul ultima persoană ucisă. Puneți acolo ultima mea crimă. Și vă rog frumos, nu vă mai întoarceți la ziua aia niciodată. Niciodată. Amin. Tatăl nostru, numele scump al Domnului Isus Hristos, fă -ne turma ta, fă poporul tău, așează între noi puterea dragostei tale, care să lucreze în așa fel încât Domnul Isus Hristos să fie slăvit și proslăvit în viețile noastre și ale fraților și surorilor noastre. Vă doamne să ne rugăm pentru frați, să ne rugăm pentru surori, să mijlocim la tine pentru creșterea lor, pentru dezvoltarea lor, pentru ca ei să meargă în cer înaintea noastră. Vă doamne ca modelul lui Moise să poată să se aplice la fiecare dintre noi. Doamne, dacă El nu va fi în cer, șterge-mă pe mine. Învață-ne să iubim așa, părinte. În viață-ne să ne dăm viața pentru frați. Oprește-ne limba. Oprește-ne, Doamne. Obiceiul. Schimbă-ne felul de a vedea. Și vă să vedem în fiecare frate și sor. O capodoperă a mântuirii tale. 아민.